În această dimineață, pe scena Casei de Cultură din municipiul Hunedoara, actorii Teatrului de Artă din Deva au dat viață unor personaje foarte îndrăgite de cei mici și anume Burtiplici și Tontonici. Puși în situații dificile, cei doi clovni buclucași au pornit într-o cursă nebună de farse, jocuri și păcăleli menite să-i amuze pe cei prezenți în sală. Magicianul Burtiplici și jocnorul Tontonici azi întrecere vor face. Care este cel mai bun? Va porni apoi la drum, în acest el va ajunge. Micuții au avut ocazia să învețe, dar și să se distreze în același timp, înțelegând astfel cât de mare este puterea prieteniei și a veseliei. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cum au cântat. De cine ți-a plăcut cel mai mult? De Burtiplici? De Tontonici. De ce? De Tontonici. Fiindcă a cântat mai frumos și mi-a plăcut când i-a făcut farsele la Tontonici. Mi-a plăcut când... Ți-au plăcut când au dansat. Și de cine ți-a plăcut cel mai mult? De Burtiplici sau de Tontonici? De Tontonici. De ce? De Tontonici. Dar de ce? Pentru că e amuzant. Această piesă este cea mai jucată piesă a Teatrului de Artă din Deva. Este o piesă scrisă de noi. Muzica este compusă de colega mea, Roxana Olșanski, și regia și scenografia mea aparțin. Este o piesă despre prietenie, o piesă frumoasă, care nouă ne este foarte dragă, cu care am participat la un festival internațional de teatru unde am avut succes cu ea și sper să o mai jucăm de foarte multe ori, pentru că reacția copiilor este minunată și ne bucură și pe noi. Printr-un limbaj accesibil copiilor, cele două personaje au reușit să le stimuleze imaginația celor mici, dar și să-i facă să participe activ la unele momente ale piesei.